Noi o să trecem în acest moment la un alt subiect și vă spuneam că TVR Timișoara are o echipă la Bruxelles, acolo unde se desfășoară săptămâna europeană a orașilor și regiunilor. Colega mea, Diana Bogea, împreună cu Cristian Ilea, au realizat acolo un interviu pe care vă invit să-l urmăriți în minutele următoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem și mâine seara. Așa cum vă spuneam și în serile trecute, cea de-a 19-a ediție a săptămânii europene a orașelor și a regiunilor, concomitent cu plenara lunară a Comitetului European al Regiunilor, acolo unde delegația României participă ca de obicei în număr mare și mă bucur că avem în această seară alături de noi pe doamna Daniela Cuncan, președintele Consiliului Județean Sibiu. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi împreună cu noi la TVR Timișoara. Și eu vă mulțumesc și vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră cu drag de aici, de la Bruxelles. Spuneam că suntem împreună la un eveniment foarte mare, foarte important, peste 12.000 de participanți, peste 1.000 de vorbitori, peste 300 de evenimente care se desfășoară concomitent și înțeleg că Sibiu nu putea să lipsească de la așa ceva. Așa este, sunt peste 300 de evenimente în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor. Ceea ce înseamnă 300 de oportunități de a culege idei noi, pentru a pune în practică cele mai bune soluții pentru comunitățile pe care cu toții le reprezentăm aici. După cum știți, în Comitetul European al Regiunilor sunt reprezentanții autorităților locale. Așadar, este o șansă pentru noi să învățăm de la alții și totodată să arătăm și altora ceea ce aplicăm noi în comunitățile noastre. Chiar a trecut și un eveniment care s-a desfășurat zilele trecute. Așa este, în prima zi a Săptămânii Regiunilor de aici, Sibiul a participat cu un proiect care este intitulat Growing Green. Suntem foarte preocupați la nivelul județului Sibiu de a lua măsuri pentru protejarea planetei. Așa cum am spus chiar în deschiderea acelui eveniment, întotdeauna putem să avem la orice problemă un plan B. Însă, o planetă B, alternativă la planeta pe care o avem, nu există. Și atunci trebuie să fim extrem de atenți cu tot ceea ce facem, în așa fel încât să protejăm mediul înconjurător, să ne salvăm viitorul pe această planetă. Going green, mergând spre verde. Growing, crescând. Exact, tranziția către această Europa verde despre care vorbește toată lumea. Aici dorim să o implementăm cât mai mult în România și Sibiul cu siguranță este un exemplu din punctul acesta de vedere. V-aș întreba cât de mult vă ajută colaborarea cu partenerii europeni, faptul că sunteți mereu prezenți aici, că sunteți conectat la realitățile europene și că aveți la îndemână exemplele de bune practici din alte țări. Să știți că este un mare plus pe care îl avem, pentru că suntem aici și avem informația la cald, ca să spun așa, și putem imediat să ducem proiecte și să implementăm în orașele și comunele din județul Sibiu, însă suntem la fel de deschiși în a share-ui această informație cât mai multora, pentru că degeaba ai o insulă verde într-un deșert, nu? Suntem până la urmă așa cum este întreaga Europa și așa ar trebui să fim uniți, să contribuim unul la binele celuilalt și atunci toată informația pe care o avem de aici o transmitem mai departe și o punem efectiv în aplicare. Sunt multe idei de proiecte pe care le-am preluat în cadrul Săptămânilor Regiunilor pe care le-am petrecut aici la Bruxelles și în anii anteriori. Cu siguranță vom pleca cu idei bune și de la această întâlnire. Noi am venit aici cu acest proiect despre care vă spuneam și prin care efectiv arătam partenerilor noștri din Uniunea Europeană care ne urmăresc cum Sibiul înțelege, județul Sibiu înțelege să-și pună în valoare cadrul natural pe care îl are practicând un turism verde. Turismul de drumeție este cunoscut pentru mulți faptul că avem
peste 50% arie protejate în județul Sibiu, așadar natură virgină care nu a fost afectată de intervenția omului. Foarte mulți turiști din Europa caută astfel de zone în care să întâlnească acea biodiversitate care în foarte multe țări a dispărut. Noi suntem privilegiați că încă mai dispunem de ea. Și în cadrul acestui program ne-am propus să analizăm și să cartografiem toate trasele de drumeție pe care le avem, să analizăm calitatea lor și acolo unde este nevoie să intervenim, să le reabilităm, să facem trasee noi și să invităm turiștii să parcurgă aceste trasee în munții, colinele, dealurile pe care le avem în județul Sibiu. Această componentă de mișcare liberă, în aer liber, o combinăm cu partea de gastronomie locală. Sibiu, după cum știți, tot pentru că este parte a unei țări care este în Uniunea Europeană, a fost în 2019 regiune gastronomică europeană. Prin acel program am dat naștere și am început să implementăm o politică de susținere a producătorilor locali care erau demotivați în a mai cultiva în curțile și grădinile lor produse locale. Însă după acel program am început așa să crească tot mai mulți și să își dorească să rămână să desfășoare astfel de activități. Pe parcursul acelor trasee de drumeție avem producători care și-au înființat sau puncte gastronomice locale sau efectiv vin cu produsele lor în întâmpinarea drumeților. Se mai adaugă componenta culturală, pentru că știm că în Sibiu partea de tradiții locale încă este foarte bine reprezentată. Și atunci, combinând aceste trei elemente, mișcare în aer liber, care înseamnă sănătate, gastronomie locală, cultură, Sibiul devine și mai atractiv. Și am avut feedback în legătură cu acest, ni s-a confirmat că suntem pe calea cea bună în acest an, când la Sibiu s-a desfășurat un eveniment european, Eurorando, organizat de Asociația Transilvană Carpatinesca FAU din România, în colaborare cu Asociația Drumeților din Uniunea Europeană. Asociația Drumeților din Uniunea Europeană a avut chiar conferința ERA la Sibiu în acest an și au constatat că, într-adevăr, Sibiul are potențialul de a se remarca la nivel european ca o destinație de turism ecologic, de turism verde. Ori drumeții sau turiștii care practică un astfel de turism sunt turiști care sunt prietenoși cu mediul, care nu merg și îți aruncă gunoaie în natură, care sunt turiști care respectă natura și este o modalitate prin care noi, ca și autoritate, implementând acest program, Anii Drumeției se numește, în acest an și în anul viitor, înțelegem să venim cu o mică părticică de contribuție la un mediu mai sănătos. Asta e o parte din... E fantastic de fiecare dată când aud că în România se oferă exemple de bune practici. Nu ne uităm noi mereu în altă parte, cum facem de obicei în alte țări ale Europei, ca să căutăm exemple de bune practici. Și vorbeam mai devreme, apropo de Europa, că încercăm să aducem Europa aproape de cetățeni în România, în cazul nostru. Cum facem să aducem cetățenii aproape de Europa? Pentru că îmi spunea și mai devreme că asta este cea mai mare provocare pentru autoritate locale, care vrea să fie și europeană în același timp. Așa este. Poate noi, ca autorități, ni se pare foarte normal că facem proiecte pe bani europeni și ne focusăm pe a face acele proiecte, a aduce acei bani și a implementa acele proiecte. Cetățenii nu au de unde să știe cum am obținut noi acea finanțare. Nu au de unde să știe, dacă noi nu le comunicăm lucrurile acestea, că respectiva investiție s-a făcut din bani europeni. Cum putem să implicăm și să cunoască lucrurile astea? Odată, comunicând noi mai mult, atunci când realizăm o investiție cu finanțare europeană, să le spunem acest lucru,
și implicându-i și în decizie. Mai multe dezbateri pe marginea proiectelor pe care le vrem să le facem sau a componentelor, ce vrem să, în județul Sibiu, ce ne interesează în principal? Sănătatea, regulă. Atunci, haideți să ne concentrăm să facem proiecte pe sănătate. Trebuie să intri în dialog cu oamenii. Pentru că dacă îi aduci la decizie și la o consultare reală, pentru că știu foarte multe situații și se vorbește, așa la titlu declarativ toată lumea face consultări, dar o consultare reală presupune să-ți asumi că te întâlnești cu mulți și că foarte mulți dintre ei s-ar putea să fie împotriva acelui proiect. Tu, ca și autoritate, ai acea obligație, da, pe care ți-o oferă poziția pe care o ai, dacă proiectul acela este bun pentru comunitate, să-i aduci argumentele că acel proiect este bun pentru comunitate și trebuie făcut și să-l convingi pe acel om. Altfel riști să trezești reacții adverse și să vină și să se supere că vrea Europa să faci nu știu ce în... da, să mergi într-o anumită direcție care nu-i neapărat în folosul comunității și riști să trezești acea reacție adversă, ceea ce este foarte periculos, pentru că noi, ca autorități, cunoaștem foarte clar și particularizez la nivelul județului Sibiu, dar să știți că peste tot este aceeași situație. Din bugetul pe care județul, Consiliul Județean Sibiu îl are, niciodată, dar niciodată nu am fi putut realiza investiții ca cele pe care le-am realizat în acești 4 ani din fonduri europene sau programe guvernamentale. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Nu, niciodată în România nu s-ar putea realiza investiții pe drumuri naționale, pe drumuri județene, investiții serioase, nu vorbim de reparații și alte investiții mărunte, da? Dacă nu am accesa fonduri europene. Și atunci, dacă oamenilor li se transmit lucrurile acestea și le arăți, ești foarte transparent și le arăți, acesta este bugetul județului, da? 67 de milioane de euro, să zicem, la județul Sibiu. Păi, fondurile europene de 100 de milioane care sunt atrase doar pentru investiții de euro, când ai putea să le realizezi dintr-un 67 de milioane în care trebuie să plătești salarii pentru 3.700 de oameni, trebuie să susții asistența socială, trebuie să susții 950 de kilometri de drumuri județene, trebuie să susții cultura, 5 instituții de cultură și multe alte activități pe care le are un Consiliu Județean. Dar sunt convinsă că doar un dialog deschis, transparent, cu cetățenii îi poate face să înțeleagă că apartenența noastră la Europa este ceea ce avem nevoie, că uitați-vă la Marea Britanie, ce se întâmplă, au ieșit din Europa și care sunt consecințele, ce provocări au la momentul acesta. Și întotdeauna, cum știm, o veste negativă sau o știre negativă prinde mai bine decât una pozitivă și este mult mai șeruită, dar obligația noastră, dincolo de a face investiții, de a susține politici publice, este și de a informa corect, transparent, complet cetățeanul, în așa fel încât să înțeleagă și să-l facem parte la decizie. O ultimă întrebare. Ați adus vorba despre bani înainte. Banii sunt întotdeauna o problemă arzătoare și pentru cetățeanul de rând și pentru autoritatea locală în egală măsură. Și mă gândeam că zilele trecute a fost lansat barometrul european al regiunilor și orașelor, în care, așa cum sublinia zilele trecute și președintele Comitetului European al Regiunilor, domnul Cizi Costas, unul dintre rezultate este acesta, că, într-adevăr, autoritățile locale și regionale nu au fost consultate sau în multe zone nu au fost consultate sau simt că nu au fost consultate suficient în ceea ce privește PNRR-ul și așteptăm să vedem ce urmează. Cum este situația în România din punctul dumneavoastră de vedere și ce urmează? Să știți că nu facem excepție din acest punct de vedere, din păcate. Da, am fi dorit să facem o excepție, că am fi o excepție pozitivă. Din păcate, eu am fost așa un pic liniștită oarecum să constat că peste tot e la fel, că mă gândeam că poate numai la noi. Dar peste tot nu se înțelege la nivel național
că politicile, inclusiv naționale, trebuie să pornească și de la nevoia reală a cetățeanului. Ori, legătura directă cu cetățeanul o are alesul local, care este toată ziua printre ei, ascultă, contact direct, să fim la modă. Da. Dacă nu se... Bineînțeles că partea de strategie aparține naționalului, dar după ce are toate informațiile concrete din teritoriu. Dacă nu se înțelege acest lucru, o să ajungem să derulăm politici naționale rupte de realitate, rupte de nevoia de la firul ierbii, fără consecințe reale, concrete, fără consecințe benefice pentru cetățeni. Or, și din acest punct de vedere, și în România, nu numai PNRR-ul, de regulă, și părerea mea a fost întotdeauna că asociațiile comunelor, consiliilor, prin care noi putem să ne transmitem punctele noastre de vedere, nu sunt atât de luate în seamă cum ar trebui. Și este păcat, este păcat, este păcat, pentru că noi venim și cu soluții la probleme, nu mergem să cerem, doar venim cu soluții concrete la problemele cu care lumea se confruntă. O lege, nu, este aplicată, este reglementată în Parlamentul României, dar până la urmă o aplicăm noi, autoritățile locale. Ori, dacă eu identific problema în aplicarea respectivei legi și mă duc cu o fundamentare serioasă și spun, uite, asta nu-i bine, asta nu-i bine, și dau exemple concrete și vin cu propunerea, nu pot să vin de corectă, nu pot decât să sprijin actul decizional, da? Și ar trebui să fim luați mai mult în calcul ca și parteneri decât ca și... Veți putea implica efectiv măcar în următoarea etapă, aceea de implementare a acestor fonduri? Aveți semnale că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta? Păi acum implementarea o să o facem, cei care o să aplicăm cu proiecte și o să ducem la îndeplinire investițiile pe care ni le propunem prin proiectele respective. Cu noi, doar cu autoritățile locale se pot implementa aceste proiecte. Eu sper că da, sper că reglementările privind absorpția acestor bani vor fi mai suple. De multe ori noi ne punem piedici prin regulamente stufoase cu limitări mult mai multe decât regulile de la nivelul Uniunii Europene. Sper să avem de data asta o abordare mult mai suplă, mai simplistă și mai care să ne permită să accesăm cât mai rapid acești bani și să îi transformăm în investiții concrete pe care cetățenii le așteaptă. La nivelul județului Sibiu, noi avem un proiect important pe care l-am propus pentru PNRR. Este vorba de un nou spital județean. Actualul spital funcționează într-o clădire veche din 1857. A fost un sondaj realizat pe un eșantion de 3500 de persoane, dacă nu mă înșel. Spitalul județean a fost primul în dorințele sibienilor ca și investiție care trebuie realizată. Din fericire, suntem cu proiectul la nivel de autorizație de construire. Am obținut această autorizație de construire. Suntem mai avansați chiar decât spitalele regionale, deci suntem cel mai avansat proiect de spital nou public din țară. Așteptăm doar ca, la nivel național, să se întocmească toate documentele încât să putem să accesăm acești bani, să dăm drumul la licitație și să reușim până în decembrie 2026 să edificăm această construcție. În caz contrar, dacă pierdem această șansă să facem investiții serioase, adevărate, acum când avem un ban grămadă, cum zicem noi, nu? Că și acasă. Când ai o sumă consistentă de bani, faci o investiție pe care nu ți-o permiți altfel, așa și acum. În sistemul de sănătate suferă de spitale noi, spitale în care să fie asigurate circuitele la standarde actuale, spitale în care să nu avem infecții asociate actului spitalicesc, da? Cu aparatură performantă. Partea asta s-a mai rezolvat din POIM. Au început spitalele să mai
aibă aparatură. Însă clădiri noi de spitale publice, din câte știu eu, la Mioveni, un spital de 200 de paturi, în rest, investiții în spitale după Revoluție nu s-au făcut. Și este nevoie, știm că în lumea, Europa avansată, să nu zic civilizată, da, la 30 de ani, maxim 40, spitalul este dărâmat, ras de pe fața pământului și reconstruit. Nu o să ajungem foarte curând la nivelul acesta, dar măcar când avem niște bani să facem niște spitale noi, eu cred că este absolut obligatoriu. Fantastic, felicitări, vă doresc succes în implementarea proiectelor pe care le aveți în plan. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi.